datorită faptului că în decursul timpului am primit foarte multe întrebări din partea, știu, depinde de situația unde mă aflam, de la simpli cetățeni până la, știu, persoane care sunt în, în zona publică. Am considerat de cuvință că aceste informații trebuie să vină de la persoanele care sunt autorizate să mi le spună, cele care elaborează în acest moment contractul pe care nu e la formă în derulare. Și o să dau cuvântul, nu știu, ori domnul Ioniță, ori domnului Ștefan, domnul Ioniță, din partea firmei Bogart, după care o să dau cuvântul domnului Romel Liza, de la firma UTI, după care domnul Dorin Ștefan, care știu că a pregătit și niște materiale referitor la fluxurile din interiorul terminalului, vă va prezenta mai multe, mai multe astfel. Vă rog, domnule Ioniță. Apropiați-vă că noi transmitem în direct și trebuie să vă aud. Ok, se aude, da. În primul rând, domnul Ioniță, mă trebuie să reprezint asocierea Bogart, Utilire S.A. și UTI Facility Management, asociere care a semnat contractul de proiectare și construcția terminalului din Brașov. Suntem bucuroși să avem o astfel de oportunitate. Avem experiența necesară, toate cele trei entități au experiența necesară să livreze un aeroport de bună calitate și în termenii prevăzuți în contract. Am să fiu foarte sumar. Noi avem partener în acest proces, pe domnul arhitect Dorin Ștefan, care este arhitectul de concept și de DTAC, de documentație tehnică, în vederea autorizației de construire, care poate prezenta mai în detaliu partea activitatea. Aș fi foarte sumar, până la acest moment, ca și progres al acestui proiect, am predat toate documentațiile în vederea obținerii tuturor avizelor necesare obținerii AC. 1. 2. Obținerea autorizației de construire. 2. Am întocmit proiectul fază de DTAC, sâmbătă viitoare va fi predat Consiliul Județean. Suntem în progres pentru celelalte etape de proiectare, adică PT și PT, care vor fi predate până la sfârșitul acestui an. Avem etapele de pregătire pentru planul de organizare de șantier și, sigur, în cazul în care toate lucrurile merg așa cum trebuie și suntem convinși, Consiliul Județean va forța lucrurile și va organiza lucrurile de așa încât să obțină autorizația de construire de PT. Estimăm că în luna martie putem să începem efectiv execuția. Pentru că a ne respecta durata contractului. Firma Bogart este și asocierea și UTI și Facility Management sunt antreprenori care și respectă. Mai multe lucruri despre acest proiect, sigur, în momentul în care o începe și execuția. Preferăm ca să lăsăm specialiștii să spună și alte detalii legate de proiect. Pe colegul de la UTI, directorul de proiectare, domnul Romel Liza, de la UTI S.A. și pe domnul Dorin Ștefan. Da. Cred că ar fi, dacă domnul Ștefan să spună partea culturală și să fie. Bază drumul la primele. Bun. O să vă prezint pentru început acea animație pe care ați mai văzut-o, dar vreau să vă arăt apoi și continuarea. Este animația prezentată cred că un an de zile sau și mai multe. Noi în continuare suntem o echipă de proiectare împreună cu constructorul. În acest proiect îl dezvoltăm cu biroul de proiectare de la Bogart, cu biroul de proiectare, partea de proiectare de la UTI, pentru special pentru instalații, și de asemenea proiectul de structură de rezistență cu POP și asociații. Toate sunt firme care au experiență și care pot să transforme această animație pe care o vedeți acum în proiect și în baza acestui proiect să se poată face și realizarea.
De aceea am ținut să vă arătăm pe parcurs această dezvoltare, pentru că la început multă lume a zis că arătăm doar imagini și că așteaptă, sau mă rog, aceste imagini nu aveau neapărat în spate un proiect de execuție, acum începe să și proiectul de execuție să prindă contur. În curând se va termina animația și o să vă arăt planurile care fac parte din această, din această dezvoltare. Așa cum spuneam, urmărim ca acest aeroport să dea o altă imagine. Nu știu dacă ați văzut de curând un mare designer internațional, un star, Khalid Rashid, a venit pe aeroport Otopel și la postul de televiziune național a avut critici serioase legate de imaginea destul de negativă pe care o dă, pe care el a primit-o și pe care alții turiști sau oameni de afaceri care vin în România și dau peste un aeroport Otopel destul de prefuit și cu un design cam învechit. Nu e critica mea, pot să-mi asum și eu, adică să-mi asum, să mă asociez aceste critici, dar este părerea unui important arhitect și designer internațional. Ca atare, noi trebuie să avem grijă și cu ce imagine ne adresăm celor care vin în țară, cât și nouă, bucuria noastră de a avea un aeroport. Sigur, noi cam toți de aici, de la masa așa sau poate noi suntem brașoveni, suntem curioși că putem să facem ceva mai bun și mai bine pentru Brașov. Și afară de acest aeroport s-au făcut și alte lucruri, dar trag și eu acum turta pe spuza noastră ca să fim în temă. Imediat se termină aceste imagini și o să vă arătăm și câteva planuri. Acum, dacă deschideți planurile, sunt planuri care fac parte din proiectul de autorizație. Proiectul, sau mă rog, terminalul se întinde pe trei nivele, un subsol. Subsolul pe care îl aveți acum în imagine este dedicat, mă rog, bagajelor. Aici călucioare din bagajele de la avion și sunt apoi îndreptate spre pistele rulante care le aduc la etajul întâi de unde fiecare călător își ia bagajul. Urmează parterul, dacă dați imaginea următoare. În parter, asta este tot subsolul. Imaginea următoare este a parterului. În partea stângă vor fi, cum privim noi imaginele, vor fi sosirile. Sosirile internaționale și sosirile domestice se fac pe partea stângă. Vor fi două fluxuri separate, în așa fel încât cei care sunt pe cursele interne să nu trebuiască să mai treacă pe la pașapoarte. Și după ce și-au bagajele, într-un fel, tot prin partea stângă vor trece spre mașini, spre autobuze sau spre alte mijloace de transport. În partea dreaptă, este fluxul de intrare. Undeva în mijloc este fluxul de VIP și pentru zborurile locale, pentru zborurile din țară. În dreapta se văd ghișeile pentru check-in. După ce pasagerul își face check-in-ul, poate să o ia pe mai multe scări și ascensoare spre etajul întâi. Undeva în dreapta, intenția noastră a fost să avem și un restaurant care să nu se deservească doar cei care călătoresc, ci el s-ar adresa într-un fel și aeroportului. Trecând pe lângă restaurant, apoi călătorii se duc spre zona de control pașapoarte și de la control pașapoarte sunt de așteptare din etajul întâi. Iar drumul spre avion se face undeva prin acea bară care vedeți acolo sus, din sete de așteptare, spre asta este încă parterul, dacă treceți la etajul întâi. E a treia imagine, trebuie să fie. Așa cum vedeți aici,
bara de sus are scări și ascensoare care permit călătorilor de la etajul întâi să coboare spre pistă și, mă rog, cam acestea sunt fluxurile principale. Sigur că ele sunt echipate cu tot ceea ce trebuie. Sunt o serie întreagă de birouri. În partea stângă vedeți birourile pentru tot felul de servicii, nu numai de securitate, cât și servicii de operare și așa mai departe. Acum, următoarele imagini vor fi cele care puteți să mai dați, cele, intrați deja pe secțiunea care, vă spun că de această dată toate aceste planuri fac parte din proiectul de execuție. Dacă la studiul de fezabilitate planurile și secțiunile aveau o anumită notă, așa, poate mai mult informativă, în baza cărora am extras cantități și am estimat costul, de această dată sunt planuri, secțiuni și scheme tehnice care conduc la transformarea proiectului în realitate. Următoarele imagini sunt legate de felul în care vă arăta și vreau să vă arăt că diferențele sunt diferențe minime dintre animația pe care noi o făcusem acum un an de zile și proiectul fazei de autorizație și, mă rog, mai departe și celelalte faze care proiectul tehnic și proiectul de detalii. Mai dați imagini. Mă rog, fața de secțiuni laterale. Și mai avem imaginile care și acestea de ține una după alta. Sunt reflecte de această dată exact schema și problemele tehnice. Ați văzut acea copertină, este o copertină de 9 metri, iar arcele care făceau acea trimitere, dacă vă mai amintiți, în animație povesteam de anumite influențe sau trimiteri la goticul transilvanean. Acele arce au atât un rol de a crea această interfață estetică, cât și de a susține consola care să ne facă o zonă din față acoperită ca la ploile și ninsorile de aici, de la noi, să avem și un confort fizic. Cam aceasta este povestea astăzi. Sper că o să avem și alte ocazii în care o să vă arătăm fundațiile. O următoare invitație ar fi când ar trebui să recepționăm fundațiile. Da. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Dorin Ștefan. În continuare, domnul Romel Riză, de la UTI Facility. UTI Group. Bună ziua, mulțumim pentru ocazia de a prezentarea stadiului de implementare a contractului pentru terminalul de la aeroportul din Bacău. O să mă refer mai mult la partea de proiectare. UTI Group, având calitatea de proiectant general și să asigure și partea de coordonare pentru toate funcționalitățile terminalului, conform asumărilor din ofertă, suntem în grafic, așa cum a prezentat și colegul meu, domnul Ioniță, reprezentantul asocierii noastre. Au fost elaborate și depuse toate documentațiile pentru obținerea vizelor. O parte a început să fie primite, să fie obținute. Partea de DDAC pentru toate specialitățile este în curs de elaborare și urmează să o predăm. Bineînțeles, așa cum noi proiectanții lucrăm, concomitent, bineînțeles că evoluează și partea de proiecte și detalii de execuție. Vreau să precizez că prin documentația de proiectare, prin soluțiile implementate în documentația de proiectare, să respectă în totalitate cerințele din caietul de sarcini, cerințele
se respectă normele normativele cu aplicabilitate în domeniu, precum și, să spunem, suplimentar ale entităților care își desfășoară activitate atât pe linie de securitate aeroportuară, cât și securitate din punct de vedere al protecției la incendiu în incinta obiectivă. Așa cum ne-am angajat, deci suntem în grafic, vom respecta graficul de elaborare a documentației, elaborare și predarea documentațiilor și sperăm și cu sprijinul pe care îl avem în tot ce întreprindem de la Consiliul Județean să obținem autorizația de construire și demararea lucrărilor de execuție pentru încadrarea în termenul asumat prin contract. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule director. Aș vrea să fac o precizare pentru a înțelege exact ce înseamnă obținerea de avize. Avem de obținut 13 avize, conform statului de urbanism, de la SECA Brașov, de la drumuri, de la gaz, de la electrică, de la apă și canalizare, de la protecția mediului, de la sănătatea populației, apărare civilă, inspectoratul de situații de urgență, autoritatea aeronautică, salubrizare, oficiul de cadastru. Deci, practic, pentru fiecare dintre aceste instituții am depus sau suntem în curs de a obține avizele necesare emiterii autorizației de construcție. În momentul în care vom avea și proiectul tehnic, avem toate motivele să putem să pregătim organizarea de șantier de anul viitor și, de asemenea, ne pregătim ulterior să dăm și ordinul de începere a lucrărilor pentru terminal. Este, pot spune astăzi, un moment în care tot ceea ce făceam ca și prognoză, până la finele anului viitor vom fi într-un progres de 90%, se demonstrează. Sunt persoane care astăzi au contracte semnate și care au responsabilități pe măsură. De asta, orice suspiciune sau orice fumigenă aruncată de către unii, aș numi eu așa, în perioada aceasta de campanie electorală, cred că nu și-are rostul. Chiar ieri am stat de vorbă cu domnul prim-ministru Ludovic Orban, l-am invitat la Brașov. Sper să dea curs invitației noastre în funcție de agenda pe care o are și dumnealui, cât de repede, fiindcă e bine să aflați direct o informație directă la primul ministru al României. Deci acest proiect este pe agenda de lucru atât a Consiliului Județean cât și a Guvernului României și am toată convingerea și vă spun o persoană responsabilă că acest proiect va fi susținut. Se fac tot felul de speculații, nu vreau să se consideră că este o campanie electorală, dar până în prezent am prezentat progresul pe care l-am făcut în cadrul acestui proiect și am toată convingerea că acest proiect, cu voia sau fără voia unora, va fi dus la bun sfârșit și va fi finalizat. În continuare, aș da cuvântul, înainte de a da posibilitatea noastră să ne puneți întrebări, aș da cuvântul colegului meu, domnul Alexandru Angel, care vă va prezenta și el anumite aspecte care cu siguranță vă interesează, fiindcă iară sunt niște aspecte care se aduc în spațiul public și este bine de fiecare dată să vorbim cu specialiști. Dacă vorbim de operare sau de alte lucruri, eu de fiecare dată am făcut așa pentru să mă rezum la competențele pe care le am eu cu partea de administrație publică și să dau posibilitatea celor care au fost la școală și care au experiența necesară să vorbească despre aceste lucruri. Bună ziua! Încă o dată, mă bucur că ați venit și astăzi ca să aflați care este stadiul proiectului. După cum ați văzut noi, mergem înainte, cum v-am obișnuit și am zis că acest proiect complex are mai multe obiecte în derulare, fiecare este într-un anumit stadiu. Unele, cum ați văzut, astăzi s-a semnat contractul. Pentru unele suntem în faza de proiectare, altele sunt în faza de execuție. Deci, toate aceste obiecte cuprinse în proiect sunt sub control și, cum a zis domnul președinte, noi considerăm că suntem în grafic. Pe lângă partea de infrastructură, vreau să vă spun astăzi legat de partea de servicii de navigație aeriană, cum am spus și altă dată. Un aeroport are două componente mari și inseparabile, partea de infrastructură aeroportoare și partea de navigație aeriană. Pe partea de navigație aeriană, vreau să vă spun că s-au depus două oferte legate
pentru proiectarea la nivel de studiu de dezabilitate a serviciilor de navigație aeriană pentru aeroportul Brașov. Suntem în evaluare, în evaluarea ofertelor, începând de ieri am trecut la evaluarea tehnică și mulțumim pe această cale Romanța, care a alocat specialiști pentru evaluarea ofertelor, pentru parcurgerea și evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic. Vă aduc aminte că anul trecut, în 1 martie sau 2 martie, nu mai rețin, s-a semnat un protocol de bază cu Romanța, în care dânsii scriau și ne asigurau de suportul lor tehnic în partea de evaluare a ofertelor. Deci, acum s-a concretizat și chiar avem oamenii veniți și studiază documentația aferentă. Dar cel mai important lucru care vrem să îl comunicăm astăzi este că, iarăși după o corespondență delungată, am reușit să convingem conducerea Romanța să ne dea scris. Pentru prima oară avem un document scris prin care dânsii se obligă să... Și exprimarea este că răspunsul este ferm și fără echivoc, că vor asigura serviciile de navigație aeriană pe aeroportul Brașov. Spun că este unul din... este Consiliul Director, formare la materialul înaintate de către specialiștii din cadrul Romanța. Adică n-a fost... a fost o decizie argumentată. Și ne bucurăm că a durat mult, dar au luat o decizie în cunoștință de cauză și pe baza... Adică eu am văzut și documentele înaintate către Consiliul de Administrație. S-a făcut referire și la răspunsul de la Eurocontrol. Au fost rapoarte pe partea de siguranță ale aparatului intern în Romanța. Deci suntem pe drumul cel bun. Eu vă spun că este unul dintre cele mai importante documente care am primit până în momentul de față. Pentru că noi înaintam cu infrastructura de aeroport, dar partea cealaltă de servicii de navigație aeriană nu este în controlul nostru și nu am fi putut să o asigurăm noi. Deci, din acest moment, putem să spunem că am mai rezolvat un problem foarte important. Da. Vă mulțumesc că am acest asistat. Vă stăm la dispoziție cu întrebări. Mă ziua, doamnă președinte, în ce stadiu suntem în negocierile cu companiile de aeriene? Cu companiile aeriene sunt... Deci discuțiile se pornesc de principiu cu 2 ani înainte de a începe operarea. Și prima fază sunt discuțiile la modul general, în care se vadă proiectul, se vadă dacă noi în prima fază le comunicăm când prognozăm să începem operarea aeroportului, mai comunicăm unele faze intermediare, pentru ca companiile aeriene să vadă că noi stăpânim derularea proiectului. Nu este o treabă simplă. Trebuie să aduce companii, să aduce avioane pentru aeroportul Brașov. Trebuie să gândească un studiu de piață, să vedem care ar fi destinația. Acum asta este o prezentare la modul general. La modul practic vă spunem că ne-am întâlnit cu cei de la Wizz Air. Am avut două întâlniri. La întâlnirea de la Brașov a rămas un specialist de la Geneva să avem o discuție mai aplicată pe destinații și să vedem ce date ar trebui să colectăm pentru a defini destinațiile ce vor fi operate. Și sunt încrezător pentru anul 2021. Să începem operarea. Am avut discuții, cum ați văzut în presă, chiar a venit directorul pe Europa Centrală și de Est, de la Lufthansa și cu directorul pe România. Am avut vizita companiei LOT, companiei poloneze de LOT, iar și a fost directorul pe România la Brașov și am fost o discuție foarte bună cu dânsii. Am mai avut discuții și cu Blue Air. Deci, în momentul de față, sunt discuții, chiar discuții la modul concret cu patru companii, ceea ce este foarte bine. Este mai mult decât. După cum v-am prezentat, cu ocazia vizitei oamenilor de afaceri din Turcia, care
investesc în România, a fost prezentă și doamna ambasador și au spus că ei au solicitat încă o cursă pe aeroportul din Otopeni, este o informație care ne-au transmis-o, Istanbul-București. Nu au primit această ofertă, nu a fost acceptată această ofertă și și-ar dori ca și ei să vină cu Tarchișul pe aeroportul din Braș. Da? Este doar discuția avută lunară. Dacă mai avem alte întrebări, vă rog. Bună ziua, cum merge cu prenotificarea la Comisia Europeană? Ați primit vreun răspuns? Legat de prenotificare, am avut săptămâna trecută o întâlnire la București, era la Ministerul Fondurilor Europene, o discuție la care au participat reprezentanții Consiliului Concurenței, a Ministerului Fondurilor Europene, au fost de la Ministerul Transporturilor, de la Autoritatea de Management. S-a convenit și s-au dat și termene mai clare. Acum vom face sau și cu la ședința mai participa și cei de la Jaspers. În urma ședinței s-a stabilit că vom face o notificare pe două căi, una pe tratatul Comisiei Europene și una pe Serviciul de Interes Economic General. Acum, cum spun pe scurt, că tematica și problematica din spate este mult mai largă. Până în momentul de față, cei de la Jaspers s-au venit cu ideea să notificăm și pe SIEP. Este o modalitate mai ca să ar putea face la nivelul României și s-ar putea face pe baza unui checklist. Au rămas ca cei de la Jaspers să vină cu jurisprudență din la nivel european, să vadă unde s-a mai aplicat și cum s-a procedat în cazul respectiv. Deci este sub control, avem un grup de lucru, facem parte în măsura în care ne permite legislația. Până acum, în ultimele două luni, au fost discuții mai mult între Ministerul Fondurilor Europene și reprezentanții Comisiei Europene la cei de la DG Competition. Faptul că Jaspers a fost alocat în mod oficial să se ocupe de proiectul Brașov este cumva o confirmare că proiectul este eligibil. Jaspers-ul este organismul tehnic-consultativ, tehnico-economic-consultativ al Comisiei Europene și analizează toate proiectele care beneficiază de finanțare europeană. Deci, în momentul de față, Jaspers-ul este alocat oficial să analizeze documentele pe care le producem în derularea proiectului. Da. Ce înseamnă suportul guvernului Orban sau ce discuții mai concret? Da. La concret vom vorbi în momentul în care se aprobă bugetul și vom avea cifrele prevăzute în buget și în același timp, în momentul în care vom avea prezent aici primul ministru și care va confirma faptul că este o preocupare din partea guvernului pentru finalizarea acestui aeroport. Dar după cum bine vedeți, adică eu n-am ținut cont de niciun fel de guvern sau nu m-am venit să mă primi niciodată de situațiile în care trecem, am dus acest proiect cu bugetul pe care l-am avut Consiliul Județean și v-am spus de fiecare dată responsabilitatea pe care o avem pe acest buget și presiunea pe care ne-a fost, pe care a fost pusă de fiecare dată prin deciziile care a luat guvernul trecut și mă refer aici strict la măsurile prin care noi trebuie să asigurăm bugetarea asistenței sociale pentru tot ce înseamnă județul Brașov, ceea ce reprezenta undeva la 32-33% din buget. De asemenea, aveam proiecte de cofinanțat pe drumuri, v-am prezentat foarte bine care a fost situația acolo, faptul că anul trecut am dat 90 de milioane din acel buget. De asemenea, v-am dat proiectul, am mers înainte. Am făcut proceduri și astăzi, dacă stăm să ne raportăm câte proiecte în ultimii 4 ani de zile de acest nivel au avut un asemenea parcurs, cred că sunt foarte puține sau deloc. Eu aș avea o altă întrebare. Ce va însemna din punct de vedere al forței de muncă de deschiderea șantierului anul viitor? Va absorbi și forțe de muncă locală acest șantier? În ce măsură? Nu știu. Dacă toți sunt constructorii. Evident că da. Dacă aș putea să dați și o estimare? Forța de muncă este între 200 și 400 de muncitori. Evident, depinde de faza în care ne aflăm. Evident că apelăm la parteneri locali. Noi am avut multe proiecte în Brașov. Vă pot aminti Coresi, Brașov, Tamedis,
să vă dau un procent. Ține de respectiva categorie de lucrări, ține de nivelul de specializare și de competențe pe categorii de lucrări. Evident că da, răspunsul este da, se apelează și la companiile locale, avem parteneri locali care lucrăm de altfel și în București, dar suntem la o rugătură de văzut 170 km. Adaug și eu la ce spunea Bogdan mai devreme. Evident că lucrăm cu parteneri locali, pentru că ziua acele de pe noi de altfel. Pentru lucru care azi, noi avem fundul cu un Brașov, orientat pe servicii de telecom. Deci, lucru ca filozofie, lucrează cu parteneri locali în toate orașele în care mergem. Avem proiecte de 150 de orașe din România și probabil vreo 20 în străinătate. Dar pe fiecare dată cu parteneri locali, ca atare, bugetul pe care Consiliul Județean l-a alocat și va cheltui, va însemna și bunăstare la nivel local. Dacă mai sunt și alte întrebări? Dacă nu mai sunt alte întrebări, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că participați la această conferință de presă. Vreau tot ca și anunț, ieri am fost la București și am discutat cu doamna vicepremier al Cadrucan despre situația care este la Spitalul Județean, despre faptul că acel constructor contractat de către Ministerul Sănătății își face datoria. Am primit promisiunea că împreună cu Ministrul Sănătății va veni în următoarele zile la Brașov și sper că să găsim o astfel de oportunitate, să prezentăm și investițiile care le-am făcut la Spitalul Județean, transformarea pe care o facem de la o zi la alta în cadrul spitalelor brașovene și probabil să facem o agendă de lucru. Și de asemenea va trebui să abordeze cât se poate de serios contractul care l-au în derulare acest constructor care este la unitatea de primire urgență. De asemenea, astăzi am adresat invitația domnului premier Ludovic Orban de a fi prezent la evenimentul de vineri, deci din ziua de 15 noiembrie, care se va desfășura la Troița de lângă Spitalul Județean și sperăm de asemenea, în cazul în care îi permite agenda să fie prezent și el aici și atunci cred că putem să aflăm mai multe lucruri referitor la ce își propune guvernul să facă și ce avantajează Brașovul. Instalarea noului guvern. Deja semnele bune încep să apară. Eu sunt optimist. Vă mulțumesc. Tot vineri o să vină și Radu Cadrucan cu Ministrul Sănătății. Deci, eu le-am adresat această invitație. Sper să aflu cât de repede, să vă fac un comunicat oficial. De asemenea, este foarte posibil că tot vineri, astăzi am primit telefon de la Agenția de Dezvoltare Regională de la Alba Iulina și vom semna un nou contract cu ambulatorii de la Spitalul Județean. Și atunci vor fi mai multe evenimente fericite.